Cele 12 zodii ale horoscopului european se bucură de succes la bani în următoarele 6 luni. Cei nativi se vor bucura de o mărire de salariu, în timp ce alții vor investi în proiecte de succes. Răsfățata lui 2023 este o zodie orgolioasă, ce adoră să fie mereu în centrul atenției. Dorința ei se va îndeplini, va fi vedetă în fiecare lună și va avea câștiguri materiale importante. Este vorba despre zodia Leu. În 2023, cei născuți sub acest semn al zodiacului vor vedea că vor avea parte de noroc incredibil în următoarele 12 luni. Potrivit astrologilor, nativii care sunt singuri și în căutarea iubirii au toate șansele să-și găsească sufletul pereche în noul an, în timp ce cei care sunt deja într-o relație vor face pași importanți spre construirea unui viitor stabil alături de un partener sau o parteneră. Vor exista discuții despre căsătorie și chiar venirea pe lumea unui copil. În 2023, leii vor da lovitura și pe plan profesional. Mulți nativi vor simți că a venit momentul să facă o schimbare, iar astrele sunt de partea lor. Cu puțin curaj, vor reuși să obțină jobul mult visat. Se vor simți împliniți la noul loc de muncă, iar situația lor financiară se va îmbunătăți semnificativ. Cei care decid să nu plece de la actualul loc de muncă vor avea și ei parte de succes și împliniri. Efortul depus în ultimele luni nu va trece neobservat de colegi și de șefi, așa că au șanse mari să li se ofere o promovare ce va veni la pachet cu noi responsabilități și un salariu lunar mult mai mare. Câștigurile financiare nu se opresc aici pentru cei născuți în zodia Leu. Potrivit astrologilor, în 2023, unii nativi ar putea primi o moștenire impresionantă de la un membru al familiei, iar cei care joacă la loto ar putea câștiga. Cu alte cuvinte, 2023 va fi anul Leului. Relatează cafetele.ro.